Ce faci soț acolo? Fac o cremă pentru părul ăsta bătrân. Crevă Poate dispare albeața. de roșii. Da. Trecoare acum. O roșie răzălită, două linguri de ulei de măsline și o lingură de cafea nes. Se amestecă, se aplică pe păr, se așteaptă o oră și după aia, dacă e păcăleală, oricum nu-i de partea aprilului. Înțelegeți? Să vedem dacă iasă, sunt curioasă să facem dacă Da. iasă, dacă iasă după ce te dai. Poate să închide, dar tu nu ești chiar așa de cărunt, la vârsta ta. Păi, la nevastă mi-e place părul cărunt, dar eu vreau să-i fac un pic de invidie, să-l fac mai normal cum a fost altă dată. Da. Ok, și o spor la lucru atunci. Vom vedea cum va fi. Facem cum după ce te dai. Dacă n-a fi nici cum, înseamnă că mi-am pierdut timpul deja. Putem să par... Acum punem două linguri de ulei de măslină. Așa. Se amestecă bine. Și după aia punem o lingură de cafea nes. Nu de aia, dar nu-mi place când mă duc pe metrou și pe tramvai, am multe priviri în spatele meu. Nu știu, le place la femeile așa, nici oamenii cărunți. Și de aia, când mă duc cu nevastă mea, nu vreau să se uite toată lumea după mine, că poate și gelos un pic. Dacă m-am învățat rezultatul. După aproape 25 de ani că să-ți vezi Bine, rasă, când a fost mai tânăr, nu s-a prea uitat așa multe, dar acum, cum ne îmbătrânești, cum parcă nu mai sunt femeile cum au fost înainte. mai două linguri de cafea, da? Da. Așa, punem două linguri de nes. Chiar dacă e un pic mai mult. Cafea nes, da? Da. Pune liniște două linguri bune, cu vârf. Cam atâta. Să nu fie prea multă. Dar cred că aia ne grește părul, nu? Să amestecă bine. Ca o pastă se face așa. Da. Și Și care e după motivul? Pentru ca să nu se uite lumea în spate? aia e prea mult de gagici. Ei da. Și Da. apoi dacă întorc și eu capul după ele și nevasta lângă mine, nu e așa de frumos. Păi, God, ok, shot. Ne-a spus la treabă, o să dăm pe... Mersi, mersi. O să dăm să vedem cum O să iasă și... vedem rezultatul. Pun pe ușa dacă sau... Ce să împing? Ușa ca să-mi sau de la fete. Pun pe aceste dischete soluția asta și le voi da pe sotul pe păr. Hai, sotul pleacă capul jos. Și uitați așa, dăm pe păr până la rădăcină. Sunt foarte curioasă și eu acum. Eu ne-am luat noi asta, rețeta asta, șoț. Pe Facebook. De la un doctor care prezintă tot felul de naturale, de sănătate. Suntem curioși să vedem dacă... Dar stai că spun cu lingura la Păi distanță am de cap spus. și pe urmă numai să masez Pune, cu... pune. Să mă sază după. Numai să masez așa frumos și păcăm o pungă pe cap. Trebuie pus, făcut cu calumea la rădăcină, roată, roată. Deja arată mai bine, să știi. Dar dacă ar și rămâne așa maro. Să vedem dacă rămâne așa maro. Da, îl masăm pe tot capul. Mai jos cu o mână cu telefonul, îmi cer scuze dacă mai se mișcă. Masăm cu această dischetă pe tot capul. Și punem... Că sunt stensilele cu care ne vopsim noi la cap, așa că nu vă faceți griji. Așa. Avem noi stensilele noastre care le folosim. Așa că stați liniștiți, nu vă faceți griji. Deci aici în spate arată foarte bine. Să vedem dacă o să se și negrească firul de păr. Suntem tare curioși. Să vedem. Mai pun un pic și apoi ne întoarcem pe partea laterală și cu fața. Așa că punem o pungă pe cap, soțul, sau cum faci? Da. Și stă o oră. Sunt foarte curioasă. Așa, întoarce-te un pic, așa. Sunt foarte curioasă. Așa arată. Foarte fain arată și miroase tare bine. Deci chiar miroase natural. Nu miroase... E prima dată când facem. Așa că... Să vedem cât sunt de adevărate.
tot ceea ce vedem sau ce nu vedem sau nu știu care ce pun. Deja sunt negrit un pic părul, dar asta e din cauza la cafea. Și dacă este sursă naturală, ca să se negrească firul de păr, pentru că eu am citit pe aici, la noi sunt niște șampoane, sunt niște șampoane care au cafea într-un ele, pe bază de cofeină, și acele șampoane spune că negresc firul de păr. Deci cred că e cam aceeași treabă, doar că probabil că alea mai au ceva aditiv, nu știu șampoanele, dar aici este tot pe bază naturală, roșia. Bănuiesc că are și roșia treaba ei. Și aici vreau să-l fac bine, că la, aici e la tâmpă, e mai cărunt. Și vedeți? Nu arată roșie, nu miroase urât deloc. Așa că vă sunt foarte curioasă dacă eu mă uit la telefon și cum te dau, că... Hai, închide telefonul și dă-l pe tot și... Noi că închidem telefonul ca să pot să-l dau pe tot și filmăm după ce-i dat. No, dragilor, după o oră, soțul s-a spălat pe cap. Măi, mie mi se pare că un pic e mai închis. Deci, cel puțin aici în spate și aici în față, mi se pare că s-a închis un pic. Acum, așa, mi se pare că e mai închis. Ai mult mai multe fire de păr negru decât alb. Aici, la ureche, a fost foarte cărunt. Fă mult mai deschis. Dar rest, mi se pare că s-a închis un pic la culoare. Acum, ziceți și voi, eu v-am arătat. Mi se pare că s-a închis un pic la culoare, dar acum, nu știu, chiar foarte, foarte puțin. Deci un sfert din sfertul sfertului, cum am zis eu, cred că merită făcut măcar o dată pe săptămână și mă gândesc că trebuie măcar după 6 repetiții, atunci poți să-ți dai seama dacă este sau nu, că totuși este ceva natural. Doamne ajută! Lăsați în comentarii dacă credeți că s-a închis sau schimbat ceva la el, ați văzut înainte să-l fac cum a fost și vedeți cum este acum, așa că, Doamne ajută! Spuneți-le dacă este o idee bună sau nu.